Cu prilejul anului nou, prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj românilor din țară și diaspora. Cu prilejul anului nou, 2020, și bobotezii, adresăm tuturor românilor din țară și din afara ei sincere doriri de sănătate și fericire, pace și bucurie într-un mulți și binecuvântați ani.